Recepția pentru tronsonul de drum dintre Rovinari, Bumbești, Jiu va fi semnată în această toamnă. Ion Tudor, șeful secției de drumuri naționale Gorj, a explicat în cadrul emisiunii În numele adevărului că mai sunt câteva lucrări de efectuat la acest tronson. În acest moment se lucrează la semnalizare și urmează construirea a două parcări. Când deci se va finaliza acest drum până la urmă, pe 15 septembrie se ridică restricțiile pe defileul Jiului. Asta trebuie să afle toți șoferii pentru că se confruntă mereu cu această problemă. Rovinari, Bumbești, Jiu. Deja suntem în această fază finală de semnalizare. Sunt de făcut și aici două parcări mari, foarte mari, însă sunt probleme cu expropierile. E altceva. Pe noi interesează drumul. Drumul pe care în această toamnă putem să facem recepția. Drumul legat până la Bumbejiu Petroșani. În ceea ce privește defileul Jiului, șoferii vor mai avea de așteptat până când se va circula fără restricții sau probleme. Bumbejiu Petroșan, defileul până la Lainici, drumul este gata, cu excepția podului de peste râul Sad, unde a apărut o problemă tehnică la care n-a fost prevăzută. Adică terenul, toată lumea s-a așteptat să fie stâncă, să fie teren puternic, să fie solid, să poți să faci culeile de la pod, să faci podul fără nicio problemă. Nu. Acolo, de-a lungul anilor, valea a fost probabil mult mai... Asta a fost explicația specialiștilor și au fost tot adus de pe munte tot felul de arocamente, care nu sunt... Nu e un teren foarte solid să... Și atunci trebuie găsit... Sigur, este altă soluție tehnică. Nu se schimbă proiectul. Nu s-a văzut asta. Păi, dar nu știi ce e în pământ la 10 metri. Pe 15 septembrie, pe defileu se circulă în continuare restricționat. Traficul este închis de luni până vineri între orele 9-18. În weekend și seara, circulația este deschisă. De la Lainici la Petroșani. Până la Petroșani, cu excepția zonei dalelor de beton, acolo unde s-a făcut acel drum strategic pe vremea lui Ceaușescu, dar totuși, din cauza infiltrațiilor de apă, probleme sunt sub dalele de beton și... În câteva zone au fost efectiv scoase dalele de beton și se lucrează puternic la zid de sprijin între drum și Jiu și o soluție tehnică în funcție de condițiile din teren care a fost discutată și aprobată la București. Aici n-am avut asfalt de la limita cu Hunedoara, vă amintiți, de limita cu județul Hunedoara până unde se lucrează la hidroconstrucția, unde lucrează ei la barajul pentru devierea Jiului, porțiunea de 3 km. În rest am avut asfalt nou. Continuarea lucrărilor depinde de cum va fi vremea până la finalul anului. Urma fi semafoare pe... Sigur că da, dar lucrăm. Se lucrează, se toarnă și asfalt. Când se finalizează lucrurile astea? Anul viitor? În această toamnă, cu excepția zonei dalelor, dar dacă vremea permite, da Dumnezeu să fie o toamnă lungă, vom avea asfalt nou până la Petroșani. Dacă nu vom avea doar... Nu asfalt nou, uzura. Dacă nu vom avea uzura până aproape de zona cu pietrele albe, oamenii știu, gara e mai ușor de... exprimat așa. Abia anul viitor, DN66, Rovinari Petroșani, va fi gata. Reabilitarea drumului național 66 între Rovinari și Bumbești-Jiu a început în 2007. De atunci, mai multe firme au încasat sume exorbitante din banii publici pentru lucrări, dar n-au făcut nimic. Lucrările pe DN66, Bumbești-Jiu Petroșani, au fost reluate în vara anului 2013 cu o altă firmă. Valoarea proiectului se ridică la 150 de milioane de lei. Această sumă este finanțată în proporție de 85% din fonduri europene, iar restul de 15% a fost asigurat din bugetul statului. Lucrarea trebuie să fie finalizată până la 31 decembrie 2015, însă s-au obținut mai multe amânări.